că bătălia aceasta pentru corectitudine și progres ne aparține în egală măsură tuturor. Și cu toții trebuie să contribuim la acest lucru. N-avem de ce să arătăm cu degetul pe doamna Codruța, că ei sunt acum luptătorii cu tare, sau să o urâm sau să o iubim. Își face treaba așa cum se cuvine. Atâta tot că trebuie să ne facem și noi cu toții. Dar cu toții. Și să vedem cum facem ca dezvoltarea acestei țărișoare să fie una adevărată. În valuri s-au mai luptat, a mai fost o luptă, dacă citiți în istorie, Vlad Țepeș. Au făcut tot așa. Boierii s-au mutat toți la turci. Efectele le-am văzut sute de ani de aici încoace. Eu vă doresc succes și îmi doresc și mie succes în ceea ce vom avea de făcut. În ceea ce privește un alt element care s-a întâmplat pozitiv în ultimul an, este ceea ce domnul viceprim-ministru Oprea a promovat și a susținut permanent cooperarea. De aceea există o nouă strategie, de aceea există un consiliu interministerial care se ocupă astfel încât și transporturile, Ministerul de Interne are detașați oameni la mine, în alte ministere, astfel încât să putem coagula energia tuturor ministerilor în scopul de a face lucru bun pentru nația română. Până la urmă, este singurul lucru important. Vă mulțumesc!